Dragi prieteni, bine ați revenit. Mi-am dat seama că am slăbit uitându-mă așa, că sacoul mă cam... Adică e cam larg, stă cam larg pe mine, dar e ok așa. Uite, mi-am schimbat lucrul, dacă ați observat. Nu mai apar ca un satanist în fața dumneavoastră. Apar ca un om responsabil, da, de care trebuie să ascultați. Foarte bine. Dacă în perioada Crăciunului și a Revelionului spuneam de faptul că aici este ghețărie, chiar în studio... Acum, dragilor, este cald, este extrem de cald, este foarte cald. Și afară, nici afară nu iarnă, dar acu e cald tare. Poate dau ăștia, poate opresc totuși căldura aici, că o să mă apuce transpirația sau o să fac striptease în direct. Că avem multe pe bază de striptease astăzi în emisiune și pe bază de tot felul de întâmplări dintre astea legate de sexul frumos. Că nu-i frumos, nu-i fain să, adică nu-i indicat să spui sexul slab. Știți, asta era o tâmpenie dintre asta misogină. Nu există sexul slab. Există sexul frumos și sexul urât, adică noi. Și sexul frumos, adică femeile. Și începem în forță și în trombă. A fost un scandal al zilele trecute, pe care nu l-am comentat, nici nu l-am luat în seamă, ce-i drept, sincer. Preocupat mai mult cu prostiile care se întâmplă în viața politică, mi-am dat seama că și alea mă plictisesc, adică m-am săturat, voi nu v-ați săturat să vă vorbesc despre Ponta și Antonescu, oricum, suntem sortiți ca ăștia să ne conducă în continuare, deci s-a terminat jucăria, ori să iasă, am mai spus și ieri, nu mai are niciun sens. Și atunci hai să ne uităm în jurul nostru să vedem enormitățile care se întâmplă, pentru că așa o să ne dăm seama de ce deal de Ponta și Antonescu ne conduc pe noi, sau Băsescu, sau mai știu eu care. Da? Din lucrurile astea simple care ni se întâmplă în jurul nostru, ne dăm seama cam cât de stricați la căput suntem și cam cum nu avem noi nicio șansă în viitor. Deci de aici se vede. Uite, mă, că a fost una, o fată, o duduie, o fătucă, o doamnă mai puțin, nu poți să-i spui doamnă, care ce făcea, mă, stătea la produs, fata asta, de-i dat numele pe undeva, nu-i dat numele, că nu se dau numele la ăștia, se spune numai, deși ar fi trebuit să... fie scrise numele alb pe negru, știi, ca să vadă lumea, bă, nu se poate face așa. Ei, duduia respectivă, cu coana, ești la produs. Știți, la produs însemna făcea prostituție, ca să ne înțelege, să înțeleagă și cei mai bătrâni care se uită la emisiunea asta, că la produs înseamnă, nu la produs, cum se numește, orice altceva, ci la produs înseamnă să mergi la prostituție. Și asta mergea la prostituție și își lua fata de 4 ani cu ea, că n-avea cu cine să o lase acasă, bănuiesc. Că e cam cât e destricată la cap femeia, ca cât de stricată e societatea, că a fost și un nene care a cumpărat serviciile pe care le presta cu coana respectivă, neavând absolut nicio problemă de faptul cu un copil de 4 ani, stătea acolo în cabina tirului și se uita la ei. E cam cum e? Cam cât asta stricată, grav la căpuț, vă dați seama, copilul ăla o să rămână traumatizat, trebuie să treacă prin și de mii de controle psihologice și psihiatrice ca să poată să-și revină, să fie un copil normal. Dar cam cât de stricată ești tu, ființă, să-i faci treaba asta copilului tău, ca și cum, bă, dar doar nu participă și ea, adică dacă doar se uită, nu e nicio problemă. Dar cât de stricat să fii și tu ălalt, care cumperi serviciile sexuale pe care le oferea femeia asta și să n-ai absolut nicio problemă de faptul că un copiluț acolo stă și se joacă cu jucărele. De asta ajung, mă, stricați la cap, ca să, știți, ajung unii violatori din cauza asta, din traume, din copilărie. De asta, vă dați seama, dacă nu se treacă prin niște... pe la niște psihologi, să aibă consiliere psihologică, soarta ei, dacă rămâne așa, e cam pecetuită, adică va ajunge și ea la rândul ei tot prostituată, pentru că asta a văzut, că e normal la măsa. N-are ce să iasă. Dacă nu, e și statul, atenție, statul român, că e căpuțul, statul român are cum să intervină foarte tare. A fost dusă sâmbătă, citesc de la Contrasens, dimineață împreună cu copila la centru maternal pentru consiliere psihologică. Deci asta a reușit să facă statul român. Deci aia își purdea copilul, își traumatiza copilul. Cred că e mult mai grav decât să-i dai o palmă unui copil, să-l traumatizezi așa. Acum au prins-o, dar cine știe de câte ori au mai făcut. Și-au dus-o la centru maternal. Până la urmă, zice amicul Răzvan, dacă există cerere, teoria ne spune că există și ofertă. Așadar nu a judecat prea spus femeile care sunt nevoite să se prostitueze. În acest caz însă consider că s-a sărit calul rău de tot. Nici eu nu acuz femeile că se prostituează. N-am nicio... Eu din contră sunt cu legalizarea prostituției și am mai spus-o. Și dacă se legaliza, dacă era legală prostituția în țara asta și nu se opuneau ăștia popii, ipocriți, de altfel, lucrurile astea nu se întâmplau.
n-aveau cum să se întâmple, pentru că erau niște stabilimente foarte bine puse la punct, în care aveai control, aveai DSP, DSV, poliția economică, poliția normală, criminaliști, DICOT, DNA și toate structurile statului erau aținite cu ochii acolo și nu se puteau întâmpla minuni de asta. Bună și protecția copilului, putea să fie atentă, ca nu cumva să existe minori în centrele de binefacere, să le spunem așa. Ei, faptul că nu avem, că de 25 de ani ne tot scârpinăm așa ca olteinii pe după ceafă, în condițiile în care oricum există fenomenul, da? Și uite, se vede și se întâmplă și minuni de genul ăsta, oricum există fenomenul, de ce să nu legalizăm ca să câștigăm niște bani la buget? Ca nu de alta, să mai plătim niște salarii, pensii sau să băgăm niște bani în spitalele românești. Nu, domnule, noi ne facem că nu există, punem capul în pământ și spunem, bă, nu e bine să o legalizăm, să o lăsăm așa. Deși, uite, femeia nu poate fi forțată, pe legea actuală, nu poate fi forțată să rămână în centru maternat și nici de arestat nu se arestează o prostituată. Deci ce o să-i facă? O să-i dea o amendă, pe care nu o să o plătească evident niciodată, că sunt prostituate care au curg amenzile pe ele și nu au nicio problemă. Așa că, în continuare, probabil, dacă statul român nu vine să ia copilul, să-l degradeze din drepturile părintești, ar trebui să fie o instanță, să se ajungă într-o instanță, nu mai era nicio problemă. Nu mai era absolut nicio problemă. Îl deranjează pe Răzvan că bărbații la ora la care au plătit-o pe femeie pentru sex nu s-a părut măcar ciudat ca la partida ăsteia că asistă și o copilă de numai 4 anișori. Ba da, ăia-s bolnav la căpuț, deci cam asta e treaba. Adică, și, mai e o problemă. Eu chiar nu înțeleg de ce trebuie un bărbat să dea bani la femei. Adică cu o savarină nu se poate. Înseamnă, prietene, că dacă dai bani pentru femei, se duce să-ți cumperi femei, ori o faci din curiozitate, ori o faci că nu mai poți, ori ești urât ca dracu. Și atunci, clar, dacă ești urât ca dracu, nu ai altă variantă ce să faci decât să te duci la curve. La prostituate, mă rog. E, în rest, se poate rezolva și altfel. Poți fi băia fin, te duci colo, pac. Asta ca să trec în subiectul următor pe care voiam să vă-l spun. Ce am făcut eu astăzi? Ideea este că am spus că anul ăsta vreau să mă însor. N-am găsit, evident, nicio pretendentă la treaba asta cu însuratul, pentru că am pus niște condiții care se pare că nu pot fi acceptate de niciuna dintre femei, deși am făcut un update și am spus că aceleași întrebări nu le pun nici eu. Și atunci, în disperare de cauză, am căutat pe Facebook, evident, în continuare. M-a agățat, ați auzit de, aș zic, mare grijă, că e de actualitate, că s-au schimbat lucrurile. Ați auzit de ăla, frauda ganeză, sau cum se chema? Ai auzit? Ați auzit? Cu prințesa ganeză care ar trebui să fie salvată, îți trimite un mail unul că prințesa ganeză și eu sunt care au pus botul. Ați auzit, da? Bă, s-au șmecherit și au făcut... Așa, ei, asta e cu Ghana acum, s-au șmecherit oamenii, au cont pe Facebook și a apărut o bunăciune, bă, dar bunăciune grav, negresă, mulatră, cum îmi plac așa, adică am un fetiș cu mulatrele, recunosc. M-a abordat pe Facebook, mi-a cerut prietenia. Evident, m-am uitat pe niște poze gagică de gagică, nu așa. Am zis, gata, mă și însor anul ăsta, deși o mulată, n-are nicio importanță. Eu sunt free Willy, free power, flower power. Adică n-avem niciun stres, nicio problemă, poate să fie de oricum, pentru că nu e așa, nu contează rasa, da, contează să fii om. Bunăciunea aia, foarte frumos și prin piscină și niște poze și niște alea. Culmea, semănau toate pozele, adică în toate pozele era aceeași figură. Evident că vrea să vină în România. Normal. Adică am imediat farmecul meu personal. Ea a venit, how are you? Și am zis, fine, you? Și a zis, where are you from? Tra-la-la-la. Și am zis, Romania. Și a zis, I want to travel in Romania. I want to meet you. I want to love you. Do you want, cum mi-a zis, mă, din asta, serious relationship, dintre astea? Yes, yes, of course, of course. Bă, și până la urmă, știi ce, care era fața? Trebuia să iau legătura cu agentul ei. Avea un agent. Agentă, eu prima dată am înțeles că e prostituată. Adică agentul fiind ăla peștele. Nu, stați un pic, că nu e așa. Agentul fiind, de fapt, ăla cu care vorbeam eu, că sunt convins că nu era o femeie, da, era un băiat. Adică băiatul ăla să-i trimită bani pentru biletul de avion. Și ăla, ea îl prezenta pe el ca fiind ăsta agent de vânzări, mă, de bilete, mă, de care are o agenție de turism, o agenție dintre asta de vânzări de bilete. Evident că am căutat, că mi s-a părut acum, sincer, de la început ciudat și apoi m-a distrat foarte tare și cred că și în seara asta după emisiune mă voi distra la fel. Că a rămas să-mi trimită niște poze mai private, ca să spun așa, dacă tot. Adică în sensul un costum de baie, să vadă omul dacă dă un ban, dacă merită să fie înșelat sau nu.
Așa e? Și mi-a trimis mail frumos și am văzut despre omul ăsta că lucrează și la o bancă din Malaysia, de exemplu. Face business-uri cu nu știu ce. E trecut pe indexat de Google și de Yahoo ca fiind scam din ăsta online sau cum, scammer online, ceva așa. Bun, da, Gagica, care era în poze, negresa, mulatra, foarte, foarte bună. Am să mă mai distrez și în seara asta, am să mai stau de vorba, că a rămas că să-mi trimită niște poze și eu după aia să-i spun care și cum e treaba, că eu am lăsat de înțeles că i-am not stupid și a dat seama că a greșit-o cu agendul, o poveste întreagă, adică e lungă tare. Noi numai aici. I want you, I need you, ai vrea tu? Marian, ai scos și lucruri mai bune de trecut, dar e ok și asta merge, merge în emisiune. Așa, deci asta e treaba. Deci dacă aflați că am fost înșelat, o să mă plâng singur, da? Dacă am trimis un avion Accra, care e capitala Ghanei, București, e 1000 de euro cel mai ieftin. Sau 1000 de dolari, nu 1000 de euro. 1000 de dolari. Așa că puneți mână de la mână să aducem negresele în țară, frate. Să fie treaba. Că astea, măcar aia, dacă ar exista, vă dați seama că ar fi foarte bună, pentru că n-ar avea întrebările alea tipic de femei românce. Când pleci, când te întorci, cu cine ești, de ce se uită aia la tine, cât mai stai, lucrurile de genul ăla. Adică întrebările care nu-mi plac mie și care nici eu, pe care nici eu nu le pun, ca să ne înțelegem. Așa că nu mă lăsați pe mâna mulatrelor, da? Sunt available, ca să spun. Luați-mă. Așa. Și acum. Are legătură perfect cu ce am discutat până acum. Perfect, perfect. E în aceeași categorie, numai că, atenție, trebuie să vă luați toți, dar toți, în momentul ăsta în care vă spun, să vă luați o lămâie. Dacă aveți imaginație, așa cum am eu, ori de câte ori aud câte o tâmpenie, eu și imaginez. Da? Dacă face unul un banc scârbos, eu îmi imaginez scena. Dacă spune unul un banc despre produsul care iese pe intestinul gros, eu îl și imaginez. Da? Nu sunt un personaj scârbos, dar mi-l imaginez, așa că dacă aveți multă imaginație, mai bine schimbați. Mai bine schimbați. Sau puneți-le la copii ceva la ureche, pentru că fiți atenți aici, Minodora Clivetti. Nu Minodora Clivetti, despre ea am discutat ieri cu micii. Da? Ne apără micii, jos pălăria, doamna europarlamentar, de asta v-am ales să ne apărați micii, că sunt produs național. Minodora ailaltă, aia care e cântăreață. Ce cânta Minodora? Cânta niște prostii, niște manele, niște... Minodora la maxim, uite, vezi, că era Minodora și era unul care zicea la maxim sau ceva. Era una durdulie, porcușor așa, adică... Da, robustă, ca să mă exprim elegant. Uite, la maxim îmi spune, da, îmi spune Teo la maxim, da, corect, la maxim. Era blondă, bucălată, semăna cu Peggy din Muppets. Era identic Peggy din Muppets. Nu punem acum melodie, mai târziu. Peggy din Muppets era identică. A slăbit, mă. A s-a apucat de slăbit că și-a dat seama că se face cât biroul ăsta. E frumos să vorbesc așa despre femeie în direct? Oare? Mă gândesc? Nu. Nu e chiar frumos. Dar până la urmă poți să te uiți să spui, bă, tată, ea nu mai mânca matale. Că nu era vorba de vreo boală. Că te poți interesa. Că dacă e vorba de boală și ai o problemă. Că toate astea care se îngrașă după ce mănâncă la McMici, ca să așa, toate declară că au probleme cu glanda. Deci toate grasele au probleme cu glanda, ceea ce e fascinant. Acum nu că eu aș fi un Mr. Universe, adică am și eu puțin peste greutatea care ar trebui să o am, mă uitam acolo la mine. Îmi pierd părul, după cum se vede, și de-aia m-am și ras în cap. Și plus că am și un pic de burtă, dar vedeți că am cămașă, dar nu mai am satane pe mine, deci am și un pic de burtică așa. Așa că nu mă integrez în categoria bărbaților fatal din lumea asta. Dar Minodora era clar opusul femeii. Ca să ne... Știu că se spune că e bine, îs rău. Se spune așa. Nu trebuie să te uiți la corpul unui om. Pentru că frumusețea fizică este relativă, trece. Că trebuie frumusețea sufletească. Da? Deci trebuie să privești dincolo de treaba asta cu frumusețea fizică, să treci în transcendental, să-i observi sufletul și să te îndrăgostești de sufletul ei. Bă, asta este absolut o vrăjeală, pentru că nu poți să treci, mă, de faptul dacă un om e hidos. Este urât. Da? Un om poate să fie, poate să te îndrăgosti. Frumusețea vine din interior, uite, vezi? Teo mi-a zis. Da, da.
Diferența este că Teo e o, e o fată care arată foarte bine și are și sufletul bun. Adică se împletesc cele două lucruri. În schimb, nu poți, mă, nu poți să treci. Eu nu pot să trec, da? Nu-s fals, mă. Îs dintre ăsta, îmi scapă cuvântul. Cum se numește? Nu mai știu cum se numește. Îmi aduc aminte pe parcursul emisiunii. Nu privesc mai, da? Îs superficial, mă, ăsta era cuvântul. Eu recunosc, sunt superficial. Nu poți să treci peste faptul că una poate să fie mai mare, da? Și apoi, dacă ești mai mare și ești bolnavă, că ai probleme cu glanda, evident, mai pot să cred. Bă, dar dacă mănânci dimineața jumătate de porc, seara jumătate de vacă și la prânz porc cu vacă și cu oaie, totul într-un, dintre ăsta, o șaormă dintre aia mare, clar că, băi, cam problemă, adică stai un pic, tată, băi, nu mai mânca șaorma dimineața la prima oră, știi? Și pune-te și fă și sport, nu sta toată ziua cu fundul la mare în mașină sau în taxi. Și dacă reușesc să-mi găsesc și mouse-ul la minunea asta, poate continuăm și emisiunea. Așa, gata, am reușit. Deci, Minodora, ca să trecem la personajul de la care ne-am apucat să discutăm aici, Minodora așa nu mai putea să facă sex dacă nu-și opera burta. Deci asta a slăbit aproape 30 de kilograme și a rămas cu foarte multă piele în plus. Și acum eu îmi imaginez, tată. Deci, i-au pus și o poză. Nu mai arată ca un porcușor. Dacă n-ai ști că ea, din poziția asta pe scăunetele roșu, cu părul cealaltă creț mov în cap, ai, da, bine, papucii sunt hidoși. Dar să citim, pentru că ne interesează foarte tare. A dormit o lună și jumătate numai pe spate, Minodora Cliveti, Minodora Cliveti, o să se supere, mă. Minodora la maxim, doamna Clivetei cu micii, să stabilim de la bun început, da? Deci Minodora, asta era bună de făcut reclamă, Minodora la maxim, asta era bună de făcut reclamă la produse de slăbit, mă, când era mare. E echivalentul reclamei la Tigaia Minune, în care spune o altă purcelușă dintre asta, din showbizul românesc, care, nu știu, asta nu știu, cred că se crede divă, dar oricum se crede foarte inteligentă, cea care a fost căsătorită de, nu mai știm de câte ori, și a divorțat de prigoană, Bacmuțeanu, parcă o cheamă pe fată, pe doamnă, pe Duduie, aia făcea reclamă, deci ea e așa, da, are posteriorul cam atât, și face reclamă la o Tigaie Minune, cum că mănânc sănătos. Înțelegeți? Și am mai văzut o reclamă foarte faină făcută de Cristi Minculescu, fostul vocal de la Iris, care face reclamă la bere, mă. Cristi Minculescu fiind operat de ficat. Scos, de fapt, tot ficatul din el. A? Așa și Minodora Cliveti... Băi, iar zic Cliveti. Băi, stai, bă, că eu am o problemă. Nu pot să zic mereu Minodora Cliveti când mă gândesc la Minodora la maxim. Deci, Minodora... Dar am zis ieri cu micii. Gata, nu mai zic nimic, gata. Am înțeles. Apără bunul național micu. Minodora la maxim ar fi putut să facă reclamă la produse de slăbit când avea cu 30 de kg mai mult. Dar nu știu cum... A dat... Asta e de apreciat, bă. Jos pălăria pentru Minodora la maxim. A dat 27 de kg jos cu sport și dietă. Iar rezultatele au făcut-o să radieze de fericire. Dar se vede pe scaun că radiază. La părul ceala în cap, zici că a fost radiată, de fapt. Cam așa arată. Nu pe de-a întregul, însă, întrucât surplusul de piele și grăsime din zona abdomenului, șoldurilor și coapselor s-au încăpățânat să nu dispară cu metodele menționate. Adică a rămas așa, cum ar veni, baler pas. Că a rămas pielea așa. Cum stă sacoul pe mine, așa stătea pielea pe Minodora la maxim. Și atunci a trebuit să se opereze, bă, ceea ce e nasol. Avea probleme conjugale cu soțul, pentru că nu puteau să facă și anume, știți dumneavoastră ce, să joace șah sub plapumă. Ei bine, nu puteau pentru că probabil acum, dacă e să avem că eu am imaginație, cam unde stătea pielea aia. Dacă nu puteau să, cam unde se ducea pielea, era pe post de șorțuleț pielea și nu se mai... Da. Dar e bine totuși că și-a făcut operație, dar nu e singura. Este un medic estetician care se numește Kasem Abu Bakr sau Baker. Baker ar fi, cum se cheamă, cofetar în engleză. Nu? Baker? Nu-i cofetar? Corect. Deci pe ăsta îl cheamă Baker și făcea operații de scoatere de grăsime din pântec. I-a eliminat 1,7 kg de țesut adipos și piele cu ajutorul lipolizei și abdominoplastiei.
Așa, operațiuni care au durat mai mult de 6 ore. Bă, greu, tată, frate. Vrea să ajungă la 74, dar câte chile are acum? Mândră de talia din ce mai subțire, solista abia așteaptă să meargă la sală pentru a slăbi și mai mult până la 74 de chile, de kilograme. A, fii atent, fii atent. Sunt la dietă. De asta zic că se îngrașă astea pentru că mănâncă, bagă în ele ca spartere, nu din altă probleme, că n-au probleme cu glanda. Am trecut pe iaurturi, furși de ovăz, legume. După cum știți, mi-am schimbat stilul de viață de vreo 2 ani, însă de Crăciun a fost ca o explozie. Nu m-am abținut de la nimic și am pus vreo 2 kg pe mine. Am exagerat cu sarmalele, cu cozonacul și tortul de biscuiți delicios. Încă mai țin corsetul și abia aștept să mă apuc de exerciții. Eu cred că a băgat în afară de sarmale și cozonac și jumătate de porc, niște chișcă, niște cârnați afumați, niște șorici, pentru că, frate, așa e cu sărbătoarele, așa trebuie să fie românul, să bage în el. Cu ajutorul bisturiului a mai sclăbit și ăsta Axinte. Cine e Axinte? Axinte e ăla care face glume proaste. Da, uite. A cheltuit milioane pe ceaiuri de slăbit, dar în cele de urmă tot la cuțit a ajuns. Bă, dacă nu faceți sport, frate, și mâncați ca porcii. Așa se întâmplă. Adoresc, de asta te îngrași. Nu dintre alte motive. N-ai nicio problemă. Voiam să vă citesc, dar nu știu dacă pot să fac vreo legătură cu ceva, dar e foarte fain textul și mă țin de el să vă citesc de vreo 2 zile, că e foarte, foarte fain. Dar hai să spunem că ar avea legătură cu... ar avea legătură cu faptul că, cu cucoana aceea care se ducea la produs având copilul de 4 ani. Oare cum ar fi sunat textul de lege din Constantin Mavrocordat dacă se întâmpla așa ceva pe vremea lui Constantin Mavrocordat, că secolul 18 cred că era, sau 19 aproape. Ei bine, e fain textul cu violul din Constantin. Am învățat cu toți la școală. Și m-am distrat de Sfântul Ion cu treaba asta, cu un foarte bun prieten, am râs de ne-am leșinat. Și o să vă citesc și dumneavoastră, că îmi place cum sună și cred că ar fi mult mai practic și mai așa pentru violatorii din ziua de astăzi. Ia fiți atenți ce spunea Nentu Mavrocordat. Cel ce va fi prins cu ștromeleagul învârtoșat preîmprejurul părților fătătoare ale muierii, îi se va tăia scârbavnicul mădular într-o veșnică a lui nefolosință. Mai frumoasă limbă română. Asta e ideea, știi? În România de astăzi, știți că s-a inventat romgleza. Deci oamenii vorbesc pe Facebook sau pe SMS-uri sau între ei, băgând și cuvinte în limba engleză. De ce? Din obișnuință. Ba mai mult, simt nevoia oamenii când comunică între ei, cei puțin ăștia care sunt de o vârstă, din jurul vârstei mele sau mai mici, de fapt, ca mine, au tendința să scurteze cuvintele. Adică, nu mai zici bună dimineața. Zici bună dimi. Neața. Nu, neața e ok. Dar bună dimi mă scoate din sărite. Când își comentează 2 proaste pe Facebook, nu-și mai spune ești frumoasă. Femeile simt nevoia să se complimenteze una pe alta, că frumoasa mea. Și spune frumii al meu. Sau frumii al mea, a mea. Vedeți, bărbații nu fac treaba asta. Deci nu o să-mi comenteze niciodată prietenul Adrian Maftei, de exemplu, să comenteze când apare eu, nu știu ce poză de pe aici pe la TV, bă, frumosule, decât la mișto, vă dați seama. Dar astea fetele își comentează între ele. Deci, cum să zici frumii, bună dimi, frumii și mai sunt. Deci toate astea se pot prescurta foarte lejer. Stai. Sal, c, f, b, n, iu, d. Da, astea, bun, dar astea-s de Messenger, știi? De scris la Messenger. Că era pe perioada cum... Și pe Facebook, dar mai degrabă pe Messenger și era perioada... Astea-s din perioada lui Mirc, dacă mai țineți minte, când scria aia S-L-P-L-S, n-am înțeles niciodată. Decât foarte târziu ce însemna S-L-P-L-S. Însemna age, sex, location, please. Ca să știi de la bună... Deci oamenii hotărâți, mă. Să știi de la... Exact ca și cu mulatra mea. De fapt, nu-i mulatră, ci băiat și vrea să-mi o tragă de bani. Ca să știe omul de la bun început, dacă e asălă, pălăsă, să fie din prima treaba. Așa e și cu sal. Hai că salut, cu salul ăsta să mor eu, că și eu îl mai folosesc cu sal. Nu e problemă. Și eu și dintre astea. Dar asta cu bună dimi, frumii, e ca și cum, e exact echivalentul când spui la unul, domnule, aveți o facturică. Te scoate din sărite diminutivul la factură. Facturică. Sau bănuții, au venit bănuții. Sau dat bănuții. Sau am să-ți dau niște bănuți. De ce dracu am să-ți dau niște bănuți? Am să-ți dau niște bani.
Că dacă ar fi cam să-ți dau niște bănuți, înseamnă că îți dau numai dintre ăștia de 50 de bani și de 25 dacă se mai găsesc. De 10 bani, de 5 bani, de un ban. Așa. Stai că era să-l închid pe Marian și nu era ok. Așa. Da. M-a întrebat Teo ceva, da. Teo, s-au dat, dar citește din asta cu ștromeleagul învârtoșat. Citat din Constantin Mavrocordaș. Și să revenim la citatul ăsta, cam cât de faină e limba română, de fapt, aia veche. Cam cât de ce rezonanță faină avea și avea chiar și parfum dacă stai bine și te gândești. Uite, partea fătătoare a muierii. Cam cum era și cu ăsta împrejurul, deci prin prejurul. Dar, vedeți, doar dacă era prins. Deci, erau și aia, nu erau proști. Doar dacă se făcea flagrant, cum ar veni în ziua de astăzi. Dacă îl prindea pe bărbatul cu ștromeleagul, învârtoșat și era văzut, îi se tăia scârbamnicul mădular. Pac! Deci nu se stătea la discuție. Prietene, pune-l pe masă, ce ai depus, la revedere, drum bun. Așa. Spitalul județean a dat în judecată Casa de Sănătate pentru 1 milion de euro. Decât 1 milion de euro. Îmi place că se ceartă ăștia între ei, ceea ce mi se pare foarte fain. Adică se ceartă USL-ul, cum ar veni. Că una e proptită de PNL, așa, iar ălalt cu mustoață tristă e proptit de PSD. Și atunci, da, am zis că nu zicem de politică, dar n-are nicio legătură, că ăștia e administrativ, da? Se ceartă între ei. A dat în judecată SJU Bacău, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, după ce acesta din urmă a refuzat să deconteze serviciile medicale acordate de spital în 1 decembrie 2010, în valoare de peste 4,5 milioane de lei, adică 1 milion de euro. Banii, de exemplu, ar ajunge spitalului să plătească milionul câștigat în instanță de pacienta infestată cu HIV. Bun, acum, asta e indusă. Ultima frază e indusă. Dacă ea n-au plătit, adică banii ăia, uite că puteam să o plătim pe pacientă. Nu, eu sunt convins că banii ăia, dacă veneau de la Casa de Asigurări de Sănătate, așa cum ar fi trebuit, dacă e contractul pe bune și totul în regulă, banii ăia se duceau la niște firme care se ocupă de niște schimbat de achiziții și de făcut achiziții pe la spital sau niște văruit sau niște ceva, niște dintre alea. Nu se duceau în niciun caz la pacienta asta. Că nu, doar nu eram tâmpit să despăgubim. Nu, mă, tată, dăm la cine trebuie, adică cum, la cine trebuie. Așa. Am citit astea, suntem pe step 43 și o să vă spun, pe finalul emisiunii, am să vă spun despre un deștept din Onești care a încercat să intre cu pistolul la judecătoria Buhuș, ăsta, Onești, nu Buhuș, îmi cer scuze, că scrie deșteptarea despre el, a încercat să intre cu un pistol cu gaze în judecătoria Onești. De ce a vrut omul să facă? Probabil, cred că sătul de tâmpeniile care se întâmplă în instanțele de judecată, îți dai seama că te mai duci cu căpuțul, o mai iei pe arătură și te gândești că, bă, ce ar fi să iau totuși pistolul cu mine, că îmi fac eu singur dreptate, la naiba să ia pe toți, că m-am săturat să mă tot plimbe ăștia pe la tribunal. Și și-a luat pistolul cu gaze, da, era dintre ăsta păcătos, dar i-au făcut dosar penal, nu pentru că a intrat cu pistolul cu gaze în judecătorie, ci pentru că îi nu mai visase de 10 ani permisul de portarmă. Poate, jandarmii care supravegheau acces la judecătoria Bacău au depistat, păi da, ori Onești, ori Bacău, mă. Că se cam bat în cap în cap. Ori Onești, ori Bacău, ca să înțelegem. Oricum, oriunde ar fi intrat omul, clar e că avea o problemă. Și voia omul să-și o rezolve de unul singur și ăștia au dat amendă pentru că era expirat treaba aia. Minunea zilei și după aia aberația zilei. Sunt două noi rubrici. De fapt, minunea zilei e mai veche. Rubrica aberația zilei e pe bază de muzică și o să vedeți la finalul emisiunii, adică acuși. De ce nu reușesc eu să... Da, revenim. Stați întâi la minunea zilei. Cristiano Ronaldo a reclamat azi dimineața la poliție că și Bănel Nicoliță a luat balonul de aur. Deși niciun român n-a câștigat vreodată prestigiosul trofeu fotbalistic, iar FIFA nici măcar nu a trecut pe lista scurtă anul acesta vreun jucător născut în țara noastră, se pare că totuși anul acesta am dat lovitura. Conform presei franceze, ieri seară revenitul premiu a ajuns în sfârșit în posesia unui român. Vestea a venit de fapt de la Cristiano Ronaldo, cel care a reclamat azi dimineața la poliție dispariția acestuia din camera de hotel în care era cazat. Aici, cum ar veni? După ce am câștigat premiu, m-am dus la hotel să fac 4.000 de abdomene și să mă culc apoi. A trecut Bănel pe la mine, pe care îl știu de când am jucat împotriva Stelei în Champions League. Mi-a povestit Beckham de el. Din vorbă în vorbă am început să bem, să ascultăm niște fado de la el din țară, iar dimineața când m-am trezit nu mai aveam nici trofeu, nici săpun, nici prosoape în baie. A spus fotbalistul portughez în declarația dată oficialilor de poliție francez. Toată treaba asta o găsiți pe Times New Roman, evident.
Dar să știți că treaba cu prosoapele, noi în Bacău, o să vă spun o dată povestea asta, că e foarte rostigă. Noi în Bacău avem un domn care e super apreciat, pur le cunoscător, adică este Dumnezeul atletismului sau așa ceva. A avut o problemă cu niște prosoape înainte de 89. O să vă povestesc poate cândva. Că e faină treaba, oricum el e miezul din... Deci fără el se prăbușește orice club sportiv. Dar dacă nu el, se prăbușește totul. Urmează aberația, idioțenia, tâmpenia zilei. Este vorba de un artist al poporului recunoscut, ia, peste tot. Se numește Lică de la Roman sau așa ceva. Și cântă o melodie cu care am început ieri să pun un pic din ea. O să o vedeți acum cu videoclip de pe YouTube, evident. De ce nu reușesc eu să agăț? Da? Să nu, nu o să mă însor nici anul ăsta, că nu se lipește nimic de mine. Ia ca de ce? Pentru că nu sunt șofer de tir. Bagă Maria în tată, cum ar veni, bagă lăutarii. Pe final de emisiune, noi ne revedem mâine, la fel de vesel. Hai, băgăm și videoclipul? Sau ne uităm numai la... De camion și de femei nu duc dor. Sunt șofer de cursă lungă și prin femeile în mașină. Sunt șofer de camion și de femei nu duc dor. Sunt șofer de cursă lungă și prin femeile în mașină. Hai, hai, gagico, hai, urcă în mașină, ce mai stai? Să te plimbi, să ne iubim, că o viață noi trăi. Hai, gadico, hai, urcă-n mașină, ce mai stai? Să te plimb, să ne iubim, că o viață noi trăi. Mă bucur că poți